Cele mai ieftine jocuri și skin-uri le găsești pe gda.com, link-uri și codul de cashback sunt în descriere. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. E bine, am terminat cu examenele, le-am dat pe amândouă, am făcut destul de bine și acum o să începem să postăm. Și da, astăzi vreau să vorbesc despre o chestie care mă deranjează un pic și nu prea-i văd rostul. Acest lucru fiind hate-ul asupra kendamelor și arspinerelor. Foarte multe persoane sunt de părere că dacă ai un spinner și te joci cu el, ești autist. Pentru că ele au fost jucării făcute pentru oameni autiști. Ceea ce e complet fals. Un studiu a declarat că chestia nu prea ajută copiii autiști și copiii cu ADHD și chestii de genul ăsta. Jucăria aia e o jucărie antistres, destul de amuzantă, care e în mai multe culori și care are mai multe forme și care e în tot felul de chestii. Până și părinții mei au una, adică serios. Și nu înțeleg, pentru că jucăriile antistres au fost pe piață din totdeauna, tot felul de chestii pe care le strângi, le faci, așa, le nu știu ce, și când au apărut spinnerele astea și cu popularitatea lor foarte, foarte mare, toată lumea a început să fie... Și nu văd problema, frate, dai o chestie și o învârți. Cu ce te deranjează pe tine? Eu învârți spinnerul. Hai rotește, hai rotește, hai rotește spinnerul. Înțeleg că la unele școli au fost interzise chestiile astea pentru că le poate distrage atenția elevilor la ore. Până și profesorii mei aveau un fucking fidget spinner și erau la oră. Nu glumesc. Deci da, nu văd problema. Deci ar trebui să-i facem autiști? Și altă chestie, faza cu kendama, frate. Kendama mi se pare o chestie foarte, foarte tare. If you don't overdo it, gen, ești cool boy with kendama la gât, cu șapcă, așa, 1,50 m și faci scheme, adică chestia a început să fie deja standard pentru toți jucătorii de kendame, ceea ce mi se pare chestia destul de nașpa. Kendama există de foarte, foarte mult timp, a apărut recent la noi și chiar mă bucur că a apărut la noi, pentru că kendama e un mod de socializare, gen, știi? Ieși afară, înveți trucuri noi cu prieteni în fața blocului, le arăți ce scheme ai mai învățat, mai faci niște chestii. Adică sunt niște chestii care te scot în aer liber, te fac să socializezi, să faci prieteni noi, colective noi, grupuri noi, decât să stai pe calculator. Adică stai puțin, și eu stau la calculator, mult. Dar parcă te scoate un pic afară chestia asta și e foarte bine și e destul de distractiv. Adică eu nu dețin o kendama, știu, eu n-am o kendama în casă. Dar știu să fac câteva scheme, că am învățat, am mai luat, dă și mie o kendama, dă și mie o kendama, pentru că e amuzant, frate, e distractiv, eu... Bucată de lemn, nu văd problema în chestia asta. De ce trebuie să fim noi cu aia la rechindomă? Mă rog, că pot folosi și ca armele tale când sunt din aia care le învârt așa, știi, și eu mă duc eu colez 2 metri ca mie să nu-mi dea cu kendama aia în cap, asta e partea a doua. Să vă zic fază, mergeam pe la școală, știi, și eram niște băieți pe hol, de ăștia de clasa 6 așa, bă, și făceau așa, mă, cu kendama, uite așa, mă, frate, bă. Și i-am ocolit tot holul, bă, că îmi dădea cu kendama aia în cap. Bă, dar nu se bau kendama aia. Dar mi-era mie frică că îmi dă cu ea în cap. Nu știu, frate, sunt unele scheme super, super tari. Și chiar mă bucură chestia asta că în sfârșit au ieșit copiii din casă din cauza kendamei sau datorită kendamei, cum vreți voi să-i ziceți. Adică de ce să facem hate la un lucru care e bun? Adică preferi ca un copil de clasa 6-a să se joace cu kendama în fața blocului sau să stea cu colegii lui să fumeze în fața blocului, să facă căcaturi. Adică mi se pare mult mai ok să joace cu o bucată de lemn și cu o bilă, nu? Zic și eu. Da, mă, frate, asta am avut de zis, nu știu, parcă mi-a venit mie așa să zic chestia asta, pentru că nu știu, nu înțeleg ce e atâta hate în lumea asta. Și am venit eu să salvez planeta. Deci da, cam asta a fost cu acest scurt video, o să urmeze multe videouri pe viitor. Am în plan niște vloguri foarte, foarte tari pe săptămâna viitoare și pe... mai încolo, așa puțin. O să fie foarte tare. Oricum, acum că a început vara, o să facem multe vloguri, multe chestii, videouri, șmecherii. Și da, cam asta cu acest episod. Eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!